degrabă începe școala. Și aici pe bulevardul 13 septembrie au apărut mașini de poliție care staționează periculos și ilegal pe trotuar. Și încă cu motorul pornit. Am impresia că era cu geamul deschis. Și atunci de ce motorul e pornit dacă geamul e deschis? Înseamnă că nu vă trebuie motorul pentru aer condiționat. Dar afară nici nu-i foarte cald. Început de toamnă, de septembrie. Hai, plecați. Eu am voie să stau cu mașina pe trotuar? Da. N-am voie, dar dumneavoastră dacă sunteți polițiști? Deci dacă ai o speță poți să stai cu mașina pe trotuar, am înțeles. Haideți, domne, ce vreți, chiar și poliția să respecte legile? Semnul care interzice oprirea și staționarea până la și după semn. Ei trebuia să emendeze și pe ăștia la alți care parcaseră ilegal.